Dacă circulați cu mașina, evitați străzile Poiana și Dorului. Acestea intră în reparații. Pe strada Poiana, lucrările vor începe de luni. Timp de 5 zile, de pe ce va repara trotuarele și va înlocui bordurile. De asemenea, va fi reparat carosabilul care a fost afectat de lucrările la rețelele de apă și gaz. De luni se va închide total strada Dorului, timp de o lună. De pe ce va repara carosabilul și trotuarele. Municipalitatea mai anunță că pe alea Biruinței încep lucrările de modernizare a rețelei de canal. Aceleași lucrări au loc pe străzile Vasile Cârlova, Transilvaniei, Alea Haiducului și Diaconovici.